îți doreai o mamă să ai lângă tine sau părinți sau frați și nu aveai. Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început. Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte. Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens. Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea. Vieți transformate. Bine v-am găsit la Vieți Transformate, stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă. O să discutăm astăzi cu Carmen Cociș. Carmen este căsătorită, este o creștină născută din nou, lucrează. Primii 7 ani din viață i-a petrecut într-un orfelinat. După 7 ani și-a cunoscut mama. A avut o perioadă în viață când a stat prin gară sau pe străzi. Carmen, cum a fost această perioadă întunecată din viața ta? Greu. Trebuia să lupți, să fii tare la o vârstă așa de fragedă și mică. Și până am venit în Arad, de fapt în Timișoara, de acolo am plecat la maica mea, că nu eram uitată cu prietenul sau concubinul ei și am încercat să abuzeze, ceva de genul ăsta. M-am speriat și am plecat de acasă. Până la urmă am venit în Arad. Și m-am întâlnit cu ceva copii de vârsta mea și am stat cu ei în gară. Câți ani aveai atunci? 7 ani și am stat cam un an așa pe stradă, nu știam chiar multe. Am învățat să fumez, chiar să și mă droghez cu aluminiu lac, care nu știam nici ce era. Până au venit ceva țigani și m-au luat și au zis, hai că stai la noi acasă. Am mers la ei. Timp de 4 ani am stat la ei, am învățat limba perfect și până la urmă n-am mai putut sta nici acolo, că am început să mă bată, să chestii în astea și tot timpul mă înjurau și astea pentru mine erau niște cuvinte care nu le știam de fapt. Până la urmă m-am întors înapoi în gară prin 93-94 și am mai stat vreo 2 ani până 95, până a venit cu ceva englezi sau ce erau și la canal unde stăteam cu mai mulți, deja era mai mare și au zis, dacă nu vrem să vină să mergem noi la ea ca ne dă de mâncare și ne-a zis da, voi englezi, că promisiuni și prostii de ale voastre. În schimb, eu vorbeam foarte urât, aveam un limbaj de nespus și au zis, stai, calmează-te, hai să-ți explic, eu nimica, am plecat, am întors spatele și am zis că nu accept nimic, de la o femeie mai ales, sau bărbat, nimic. La un timp m-a luat o prietenă de-a mea, tot care era în gară, foarte bună am fost, hai să vezi la femeia aia că e bună, nu, e româncă chiar. Și am zis, hai că mă duc. Am mers, ea a încercat să vorbească cu mine, eu chiar ziceam minciuni, să nu știe nimeni despre viața mea, nimic, refuzam. Cum era viața în gară și în canal? Efectiv, stăteai toată ziua prin gară? Da, era groaznic într-un fel, parcă era fain pentru un copil, dar chestia era că te băteai tot timpul, trebuia să supraviețuiești și să fii tu tare ca fată și alți băieți mai mari să nu cumva abuzeze de tine sau să te bată cum chiar și acum și eu am devenit așa o în fel, să spunem, o dură. Chiar te băteai cu băieți mai mari? Da, chiar mă băteam cu băieți mai mari. Și până au început băieții chiar să zică, stai că ea nu-i de joacă, lăsă-mă în pace. În schimb, mă puneam pentru prietene mele, le mai ajutam, dar nu eram tot timpul cu ele. Era greu, trebuia să supraviețuiești și să-ți câștigi, adică câștigi, mergeai la să cerșești sau ceri de la oameni sau lupți plaiei autocare sau chestii din astea și aveai bani sau asta, dar îi cheltuiai pe niște prostii, aurul lacu era baza. Și dacă te îmbolnăveai, te-ai îmbolnăvit vreodată? Da, aprindere la plămâni, n-am stat în spital deloc, am fost la spital și am stat poate 2 zile, mai mult nu, și am plecat de acolo. Ce simțeai când luai aurul lac? Păi nu știu, mulți spuneau că de foame ține și de frig și de mai multe, să visezi și astea. Ei, pentru mine nu a fost chiar așa. Pentru mine luam
suflam în punga aia pentru că vedeam că îi ceva gust și într-adevăr te simțeai așa mai, nu știu cum să zic în românește, hai, mai sus, așa, pluteai într-un aer și era pentru câtva timp numai, deci nu era dependență de el, nu, că te putea lăsa chiar dacă ne aveai o zi, era ok, dar pentru mine asta cred că era, nu cum spun alții. Și ținea că de plictit seală și să vadă că și tu faci, să le arăți altora prieteni sau colegi de stradă că faci și tu același lucru care îl faci, fac ei. Pur și simplu noaptea dormeai în canal? Da, erau, nopțile erau cele mai grele. Erau cele mai grele că dormeai cu frica, ori în canal, ori în gară, ori chiar pe caloriferul din gară sau pe jos, pe ciment. Când era frig, era cel mai greu. N-aveai unde chiar să dormi, n-aveai papuci, n-aveai haine destule de groase și era foarte greu și de multe ori chiar te arunga poliția afară. Și ai ieșit afară, bătaie cu bastoane sau din asta ne ducea la un post, ne bătea, ne dădea drumul și era greu. Chiar în canal, dacă dormeai în canal, ți era frică să nu te fure sau să nu-ți facă altceva, să nu încerce să se culce cu tine. Deci era cu frica la pământ. Nopțile erau grele. Chiar nu dormeam. Care a fost cel mai stresant moment din viața ta de stradă? Cel mai stresant moment când o mamă de-a un copil a venit și a zis că este mama mea. Și așa tare m-a stresat și a zis că stai că totuși eu am văzut-o pe maică mea, stat cu ea, dar nu ești tu. Și asta m-a supărat foarte tare că a devenit o ură pentru mine față de părinți, de mamă și nu suportam să zic că cineva, fiica mea sau fata mea sau să fi zis altcineva, o altă femeie mai vârstă, să spunem mami sau asta, că ziceam nu, nici gând de așa ceva. Asta e cel mai stresant, cel mai rău a fost lucrul că îți doreai o mamă să ai lângă tine sau părinți sau frați și nu aveai și supraviețuiai așa cu gândul. Și de multe ori plângeam sau chestia că și cu drogul. Mă te mai linișteai că suflai în aia, dar nu prea mult. Te simțeai singură sau în depresie atunci când erai pe stradă? Singură, da, că deja mă îndepărtasem de ei, adică așa într-un fel. Prieteni puteam să zic că aveam, dar nu tot timpul. Dar depresia a fost că n-aveam ce-mi trebuia, că eram deja mai mare și ziceam că de ce oare trebuie să trăiesc așa și tot timpul ziceam, nu chiar dacă nu știam prea multe de Dumnezeu, ziceam, Doamne, de ce trebuie să trăiesc așa, de ce? Și ziceam, mai bine aș muri sau mai bine asta sau chestii de prostii din astea care zic necreștinii. Cei oameni care nu născuți din nou și zic mai bine mor decât sau... Ce s-a întâmplat? Cum a intervenit Dumnezeu în viața ta? Cum a schimbat Dumnezeu această viață tristă și întunecată? Cum a transformat-o într-o viață vibrantă și plină de fericire și de bucurie? Acum ești căsătorită de câteva luni, ai un soț, ai o familie? Da, care a deschis casa pentru fete și pentru băieți cu încă un partener, coleg de-a ei, care din Anglia, lui Savel, ne da să alegem, vrem să mergem la ei să stăm în casă sau stăm pe stradă. Alegerea a fost a noastră și asta a fost o șansă pentru mine, să mă duc, să stau undeva sub un acoperiș, ceva hrană caldă, haine curate, o baie și am zis că eu vreau din toată inima. Și când am ajuns prima dată acolo, în casă, în Sălean, într-un sat, 7 km de Arad, mi s-a părut așa de fain, într-un fel, parcă îmi părea rău că am plecat de unde chiar a crescusem. Până un timp așa, mergeam la biserică la ei, vedeam cum se roagă lumea, cum cântau și eu pur și simplu eram împotriva asta cu creștinii sau cu chiar și cu ortodoxii, nu mergeam la biserică și începeam să râd, să fac mișto. Și juram, dar fără să audă altele fete și
Într-o zi am fost la Lipolova la biserică și acolo nu stăteam, plecam afară și pur și simplu stăteam și fumam afară. A venit într-o zi la Stălean și mi-a pus Biblia în față și a zis, citește din ea. Și am zis, n-am chef. Citește din ea, a zis că, uite, proverbele astea și hai să vezi. M-am strâmbat eu și am zis, hai că o fac, că îmi cere ea, nu că vreau eu. Știai să citești, ai făcut școală? Da, nu prea bine, dar mă descurcam, că chiar o clasă am făcut numai. N-am uitat și am fost așa ambițioasă să citesc și când eram așa la problemele din gară și asta eram tare. Și am citit așa în gândul meu și mă gândeam, mă, e faină chestia, cartea asta, Biblia asta sau ce-o fi și în fine. Și am început să merg la un studiu de-a lor și am cunoscut alți prieteni. Îi cunoșteam mai de o vreme când vineau cu mâncare pe stradă și am început să chiar să nu mai fiu împotrivă și să accept că de fapt trebuie să îmi schimb viața. Tot am mers la studiu, îmi citeam, mai mergeam cu la evanghelizare să mă uit, să văd și într-o zi o zis, nu vrei să te botezi? Și am stat așa, cum adică, că eu am fost de mică botezată. Și atunci au făcut ea un studiu cu mine și cu mai mulți care au vrut să se întoarcă la Dumnezeu și ne-a explicat exact că să te naști din nou, adică să mori de păcatele tale, să mori în Hristos și să te... ești altă persoană, trăiești în Hristos și nu mai trăiești tu. S-a părut ceva absurd, zic eu, cum să mor eu și să trăiesc în Hristos. Până au zis, roagă-te mult și hai să vezi că hai să înțelegi. Mă rugam, citeam Biblia, mai mă duceam la studiu, mai ascultam muzică creștină în românește, de la biserică și până la urmă i-am zis, da, aș vrea să mă botez. Am fost la o biserică în Lipova și acolo era o evanghelizare pentru adolescenți. Și eu mă aflam acolo, cântau acolo, așa se simțea Duhul Sfânt și am început să plâng așa dintr-o dată și am zis, nu știu ce se întâmplă cu mine, dar mă simt așa de bucuroasă, plâng de bucurie, parcă nu mai am nimic ca ură sau chestii din astea și i-au zis, da, Dumnezeu lucrează și El vrea să fii fata Lui, deci fica Lui, să te naști din nou și atunci am zis, chiar vrea să mă botez și să trăiesc, îmi schimb cu totul viața. Mulțumesc!
Ai deschis cerul tău, ai lăsat slava ta și ai venit pentru mine un biet păcătos. M-ai iubit așa mult că ai murit la Calvar. Să deschizi ochii mei, să înțeleg și să te slăvesc. Pentru cântec, speranță și rază de soare, lumină și pace pe-a mea cărare. Pentru tot ce tu îmi dai, mulțumesc. Pentru zâmbetul tău înscris printre stele, dragostea ta revărsată în mine, mă-nchin, recunosc că ești Domn și rostesc. Mulțumesc pentru cântec, speranță și rază de soare, lumină și pace pe-a mea cărare. Pentru tot ce tu îmi dai, mulțumesc. Zâmbătul tău înscris printre stele, mânghierea ta în clipele grele, pentru dragostea ta revărsată în mine, mă-nchin, recunosc că ești Domn și rostesc. Mulțumesc. Acum, având o viață complet nouă, fiind un om nou în Domnul Iisus Hristos, așa cum spune Biblia, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile sunt noi. Fiind acum o persoană nouă, într-o viață nouă, într-o stare nouă, îți mai aduce aminte de vremurile de pe stradă și mai ai remușcări sau ai coșmaruri? Nu, n-am coșmaruri, îmi aduc aminte și nu am chiar nicio problemă cu asta. Chiar mă bucur că am putut face schimbarea asta cu ajutorul Dumnezeu și a fost o schimbare chiar pentru mine, o schimbare foarte așa, chiar și bruscă, și am vrut-o, că altele n-au vrut și sunt la fel pe stradă sau în alte părți și îmi pare rău că am încercat să vorbesc cu ele, să le spun. Dar nu, dar eu, în schimb, au văzut că eu m-am schimbat și nu mai sunt ceea ce eram la început. Și într-un fel se bucura, dar într-un fel nu, că ar fi vrut să fiu persoana care eram. Acum ești căsătorită, ai un soț, ai o familie, ai un servici. Spune-ne câteva lucruri despre această parte din viața ta. Da, pe Ceabel cunosc de mult pe soțul meu, chiar din gară, dar nu m-am gândit niciodată să mă căsătoresc, și chiar ziceam eu, nu mă căsătoresc cu unul din gare, o să dea Dumnezeu unul. Și chiar mă rugam lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi un soț, dacă e voia ta să mă muri vreodată, un soț care să nu se uite la trecutul meu, un soț care să mă accepte cum sunt eu așa și să mă înțeleagă. Dumnezeu a lucrat altcumva, a zis, Ceavi, pentru tine, el e soțul tău, el te înțelege, că el știe că a fost și a fost un pic șocant pentru mine când a venit el și mi-a cerut să fiu soția lui și am zis că stau pe gânduri, dar a fost așa și o bucurie că de la cel mai bun prieten de-al meu să fie chiar și soțul meu. Da, ne-am căsătorit în 7 septembrie anul trecut și suntem împreună până acum. El și-a predat viața după ce ne-am căsătorit, e născut din nou, vine la biserică, vine la studiu, face voia lui Dumnezeu, de fapt. El s-a lăsat de multe belele, prostii de ale lui, care le făcea înainte și are un loc de serviciu nou și ne, cu ajutorul Dumnezeu mergem înainte, lucrăm amândoi. Când avem probleme, ne rugăm la Dumnezeu, ne zicem, Doamne, voia ta e
să se facă aici în familia noastră, când chiar avem lipsă de bani sau trebuie să ne plătim chiria sau alte chestii cu mâncarea sau asta. Dar Dumnezeu ne ajută și când credem, când cred și eu de fapt, când cred că gata, nu mai putem face nimic, El vine și zice, Carmen, Dumnezeu e cu noi, nu-ți pierde curajul, nu-ți pierde încrederea, știi că El e cu noi, deci El mă încurajează. Și atunci eu zic, da, da, bine, ai dreptate și tot timpul Dumnezeu e și acum cu noi și vrem să fie în continuare cu noi. Stimați ascultători și dragi prieteni, indiferent de trecutul dumneavoastră, indiferent de situațiile pe care viața vi le-a hrăzit sau care au fost îngăduite peste dumneavoastră, Domnul Iisus Hristos vă primește, Dumnezeu vă primește ca un tată și tot trecutul vă este șters, tot trecutul vă este curat, totul este nou. Carmen a experimentat partea cea mai grea sau cea mai de jos, care se poate spune din societatea noastră, dar întâlnindu-L pe Domnul Iisus Hristos, acum a devenit un fiu, o fică a celui prea înalt, o prințesă a lui Dumnezeu. Carmen, cum ai putea să spui într-un cuvânt, cum ai putea să-ți descrii viața ta acum? Foarte bună și cu Dumnezeu poți să faci orice, deci nu sunt îndoieli, Domnul e chiar în fața noastră, în fața noastră, lângă noi și El ne sprijină și ne ajută. Și zice, vă iubesc, copiii mei. Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu. Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale. Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu. Vieți transformate.